Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am regăsit la o nouă întâlnire săptămânală cu fotbalul telormânean. Bogdan Cotruță vă salută, vă spune încă o dată bună seara și vă invit să rămâneți alături de Mediasud până aproape de orele 20 pentru o dezbatere, zic eu, puțin mai diferită, pentru o discuție, pentru aproape o oră de povești, întâmplări și situații dintr-o lume a fotbalului, un etaj al fotbalului telormânean mai puțin cunoscut, mai puțin vizibil, mai puțin frecventat, inclusiv de presă, îndrăznesc să spun eu. Înainte de a trece la prezentarea invitațiilor noștri, să vă spunem că fotbalul mare, fotbalul care se joacă la nivelul Ligii a 4-a, a mai consemnat o etapă săptămâna trecută, etapa cu numărul 29, penultima acestei ediții de campionat 2013-2014. Vom vedea imediat rezultatele. Trebuie să vă spun că competiția în cele două serii ale Ligii a 5-a a fost finalizată chiar sâmbătă de Ziua Internațională a Copilului, așa frumos și sentimental. Am tras cortina și peste sezonul din Liga a 5-a. Înainte însă de a ajunge la Liga a 5-a, să ne aruncăm o privire pe ultimele rezultate înregistrate sâmbătă în etapa cu numărul 29 din Liga a 4-a. Dacă suntem pregătiți în regia de emisie să afișăm și pentru telespectatorii noștri aceste rezultate pentru a le putea vizualiza și comenta în cunoștință de cauză. Iată-le, rezultate, vă spuneam și în întâlnirile trecute, importante în special pentru zona din lupta pentru evitarea retrogradării. Metalul Peretu, 3 puncte prin reprezentarea lui FC Traian. După cum bine știu iubitorii fotbalului, echipa s-a retras după etapa cu numărul 22. Voința Saelele, 2-3 cu Udineze Uda Clocociov. 3 puncte mari pentru aspeții partidei. FCM Alexandria, 4-0 acasă cu Ajax Botoraga. Pami Mai Videle, un 5-2 Seco Unirea Țigănești. Tineretul Suhaia, încă o înfrângere, 1-4 cu Viață Nouă Olteni. Spic Poporoschia, 5-3 cu Rapid Buzescu, pe teren propriu la Poporoschia s-a disputat partida, o partidă care conta foarte mult, avea o pondere foarte importantă în configurarea zonei inferioare a clasamentului, acolo unde Rapid Buzescu în special, dar și Spic Poporoschia putea fi afectată pe acest final de campionat. Rapid Buzescu a rămas să tremure și să-i țină pumnii lui Sporting Roșiori pentru promovare, în speranța că va prinde pe ultima 100 de metri un nou sezon în Liga a 4-a. Și de la toamnă, Sporting Roșiori de vede, nicio problemă acasă, 4-0 cu Unirea Brânceni, Dunărea Zimnicea, 2-0 cu Astra Ploska, gură de oxigen și pentru zimniceni. Acestea au fost rezultate înregistrate în penultima etapă din Liga 4-a 2013-2014. Vă spuneam, avem o situație foarte, foarte strânsă în privința subsolului clasamentului. Dacă suntem pregătiți să ne uităm puțin și pe configurația clasamentului din Liga 4-a, înaintea ultimei etape, runda finală a 30-a de săptămâna aceasta. Așa, avem și clasamentul acum. Sporting Roșiori de Vede este lider la zi, neînvinsă, după 29 de etape, 75 de puncte. Deja și-a depășit performanța de anul trecut, când tot echipa roșioreană a terminat pe primul loc, obținând titlul de campioană județeană. Atunci acumulase un total de 63 de puncte și trecuse prin experiența înfrângerilor de 3 ori în 2012-2013. Acum lucrurile stau însă mult mai bine, se apropie de un triumf fără înfrângere, mai au un hop săptămâna aceasta. Interesantă este lupta, vă spuneam, dragi prieteni, situația de la evitarea retrogradării. Traian s-a retras, Tineretul Suhaia este de mult în Liga 5-a. Rapid Buzescu staționează pe poziția 14-a cu 30 de puncte. Dunărea Zimnicea a făcut 33 de puncte. Metalul Peretu cu 34 de puncte au scăpat de grijile retrogradării, iar Rapid Buzescu a rămas la mâna Sportingului, rămânând de văzut dacă echipa campioană pentru a doua oară la rând va reuși să spargă acest baraj al promovării în Liga a 3-a. O promovare care se va disputa după aceleași criterii, după aceeași formulă ca și în anii precedenți. Federația Română de Fotbal a renunțat la una dintre ideile vehiculate pentru accederea în eșalonul divizionar al Ligii a 3-a. Nu va mai fi un play-off între trei echipe,
va rămâne un singur meci de baraj între două formații campioane din județe diferite. Rămâne de văzut cu cine va pica Sporting Roșior de Vede. Cert este că pe 21 iunie va avea loc meciul de baraj pe teren neutru, evident. Cunoaștem și ora, nu cred că vor mai apărea modificări, ora 18. Cade într-o zi de sâmbătă, de obicei erau miercuri apuse aceste partide. Mă rog, aceste lucruri au mai puțină importanță, zile mai multe de pregătire pentru Sporting Roșior de Vede, care pe final acum are ceva frământări în privința lotului de jucători, dar până atunci lucrurile cu siguranță se vor liniști, se vor strânge rândurile și meciul de baraj va fi abordat cu totul și cu totul altă perspectivă și alt aer. Vă spuneam de Liga a 5-a și a tras cortina peste sezonul 2013-2014, lucruri interesante și acolo. Dacă în seria 1 avem o campioană pe care mulți o dăteau ca și favorită la începutul sezonului, fosta echipă de Liga a 4-a cu Sportiv Vârtoape a reușit să se claseze pe prima poziție la finalul sezonului cu 56 de puncte. CS Vârtoape este promovată direct în Liga 4 din această toamnă. Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu echipa, dacă va alege să evolueze din sezonul următor în primul eșalon fotbalistic al județului, așa cum a făcut-o în sezonul precedent, 2012-2013, când a făcut-o foarte bine, a acumulat 50 de puncte și a ocupat poziția a treia, ultima a podiumului, cu doar un punct mai puțin în față de Viață Nouă Oltenie. Echipa s-a retras apoi din campionat, problemele financiare acuzate la Vârtoape au făcut ca echipa să arunce prosopul și să se întoarcă în Liga 5-a, lăsându locul Unirii Brânceni. Așa, pe această filieră a apărut în Liga 4-a Unirea Brânceni. Inter Gălăteni a câștigat cu Orbeasca, a acumulat 51 de puncte și pe ultima 100 de metri, așa, a reușit să prindă in extremis poziția secundă în seria 1 a Ligii a 5-a, așa că va merge la baraj. Haideți să vedem rapid și clasamentul din seria 1 a Ligii a 5-a. Dacă suntem pregătiți în regia de emisie, să vedem și acest clasament. Iată așadar pe cei de la Vârtoape în fruntea clasamentului cu 56 de puncte. Inter Gălăteni, vă spuneam, cu 51 de puncte va merge la baraj. În daună celor de la Călinești, Flacra Călinești, 50 de puncte, mai stă o mână, cum se zice. Asta este, așa s-a întâmplat. Vă spuneam, rămâne de văzut ce se va întâmpla cu cei din Vârtoape, cum vor aborda viitorul sezon competițional, dacă vor merge în Liga 4, dacă își vor strânge rândurile, vor analiza puterea financiară, perspectivele și vor aborda încă un sezon în Liga 4, acolo unde și-au câștigat dreptul pe teren pentru a evolua. Trecem acum la seria a doua din Liga 5-a. Tot pe 1 iunie s-a terminat campionatul și acolo. Vedem clasamentul. Cu 54 de puncte, Voința Salcia a dominat acest sezon de Liga 5-a în seria a doua. Este promovată direct în Liga 4-a. O așteptăm și noi în campionatul județean. Steaua Spătărei cu 48 de puncte va merge la baraj contra celor de la Inter Gălăteni, un baraj care probabil, din ceea ce știm noi, se va disputa pe 14 iunie, atunci când va fi programat Festivalul Fotbalului Telormănean pe stadionul municipal din Roșiori de Vede. Vom avea două partide interesante, finala fazei județene a Cupei României între FCM Alexandria și Unirea Brânceni, de asemenea un meci de baraj între Steaua Spătărei și Inter Gălăteni pentru promovare în Liga 4. Dragi prieteni, cam atât cu ceea ce s-a întâmplat în fotbalul mare, fotbalul care ține capul de afiș în județul nostru, Liga 4 și Liga 5. Liga 5 s-a terminat, Liga 4 mare o teapă și ne-am cam aflat în necunoscutele în privința tuturor aspectelor și în Liga 4. Mai rămâne doar să-i ținem pumnii strânși Sportingului pe 21 iunie și Ce va fi, vom mai vedea. Dragi prieteni, juniorii de azi, fotbaliștii de mâine, acesta este titlul de pe burtieră care ne va însoți pe parcursul acestei emisiuni, pentru că acesta este subiectul de astăzi pe care vi-l propunem la Sport Sud Special. Am discutat multe
de-a lungul acestui sezon. Am discutat despre juniori, am discutat despre pregătirea echipelor, am discutat despre afluxul de jucători străini în județul Teleorman, câte în lună și în stele am discutat. Am încercat să abordăm și pepiniera de jucători care se coace, se pregătește aici în Teleorman. Câteva cazuri au fost reprezentate aici. Săptămâna trecută l-am avut pe Călin Pistolea, care, pe lângă faptul că face performanță cu Universitatea Alexandria, care, apropo, a mai obținut o victorie 6-0 cu Viitorul Buzău, în penultimul meci din play-off, play-off-ul de promovare în Superliga Națională de Fotbal Feminin, activează și la Măldeni, acolo unde pregătește copii pentru deprinderea tainelor fotbalului. De asemenea, l-am avut pe Alexandru Gheorghe, de la Atletico Roșiori, și în această seară, ca să nu mai ținem lumea încurdată, domnilor, vă spun bine ați venit, îl avem pe Florin Răducu. Bună seara, domnule Răducu. Bună seara, domnule antrenor, domnule președinte, cum vreți să vă spun? Florin Răducu. Domnule Florin Răducu, antrenorul și președintele clubului sportiv Phoenix Alexandria. Da. Și unul dintre Phoenix. Da. Îmi place cum sună, un tânăr de 15 ani, timid, Alexandru Gabriel Chiriță, mi-am notat bine. Salut, bine ai venit. Ți-au trecut emoțiile? Da. E sigur? Da. Hai să vedem pe parcurs. Domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit. Activați într-un domeniu despre care se vorbește foarte mult. Lumea face planuri, toată lumea este alături de dumneavoastră, vă strânge pumnii. Cum e? Ați trăit fenomenul ăsta. Vă felicită. Până și eu v-am felicitat când ați venit. Vă mulțumim. Am avut un început cam greuț, în sensul că în momentul în care ne-am înființat, am plecat cu colegul meu, Mircea Cristescu, la drum și cu încă un prieten de bine, Florin Titirișcă, care este și sponsorul nostru. Am plecat la drum singuri, fără niciun fel de ajutor, și după aceea, încet, încet, ne-am trezit ca în momentul de față să avem în jur de 60-70 de copilași care vin aproape zi de zi la antrenamentele pe care le avem pe stadionul Nanov momentan. Phoenix Alexandria face pregătire la Nanov. Știu că v-ați înființat în 2009. 2009, da. Deja 5 ani de activitate în spate. În echipa inițială era Florin Titirișcă, care va asigura logistica, banii și așa mai departe, da. Și dumneavoastră și Mircea Cristescu, actualul actor principal de la FCM Alexandria. Da, da, da. El s-a îndepărtat puțin acum de activitatea la Phoenix. Nemai având timpul necesar, dar să poată să vină să ne ajute. Dar ați cooptat pe altcineva? Da, l-am adus lângă mine pe Adrian Chiriță, în speță să se ocupe de portari, pentru că el a rămas cu portare și eu cu jucătorii, să vedem. Are o muncă foarte grea, cu niște copii care sunt la început și au deprinderi, se pare, din ce în ce mai bune, dar tocmai asta discutam cu el. Așa cum se întâmplă la copii, unii prind mai ușor, alții prind mai greu, ca orice copil. Domnule antrenor, ați început o muncă, nu știu dacă 100% pionierat în 2009, dar ați fost între primii care pe cont propriu au luat o astfel de inițiativă. Nu este ușor, din niciun punct de vedere, nu este ușor să intri în peisaj. Existau CSS-urile, există și acum, care au un rol oarecum asemănător, au ramuri care se ocupă de creșterea tinerilor copii, de activitatea fotbalistică a tinerilor și foarte tinerilor juniori. Ce v-a determinat să faceți treaba asta? Pe lângă faptul că iubiți fotbalul și l-ați practicat la un nivel foarte bun. Păi am venit acasă acum 8 ani, 9 ani din Ungaria și am vrut să mă ocup în special de copii și juniori, pentru că pentru mine copii, eu iubesc foarte mult copii și vreau să dau ceva din tot ceea ce am învățat. Eu vreau să le dau lor. Acum depinde ce o să prindă ei și am hotărât împreună cu Mircea Cristescu și Florin Titirișcă să înființăm un club. Un club care am început, v-am spus mai devreme, cu un început foarte greu, la un moment dat eram 2 antrenori și un jucător și am ajuns în momentul de față să avem în jur de 60-70 de copilași care
frecventează clubul nostru. Și nu numai că îl frecventează, chiar vin și pe această cale vreau să le mulțumesc tuturor și copiilor și părinților care fac eforturi deosebite să aducă copiii din oraș. Unii vin cu părinții, alții vin singuri, tocmai la teren la Nanov. Dar momentan astea sunt condițiile, probabil că mai târziu vom avea condiții mai bune, dar deocamdată ne limităm la ce avem. Faceți pregătirea la Nanov? Da, facem pregătirea la Nanov. Aveți zeci de copii acum care activează la Phoenix Alexandria. Ei sunt alexandreni în exclusivitate sau sunt și din alte localități, eu știu, din jurul? Marea majoritate sunt alexandreni. Avem doi copii, pe Găbiță și pe încă un băiat, Georgică, care vin de la Orbeasca de Sus, respectiv Orbeasca de Jos, nu? Și mai avem un băiat care vine de la Videle, mai am pe cineva care vine de la Drăgănești, Țigănești, Poroschia, câțiva. Dar restul este asigurat de Alexandria. Marea majoritate. Acum să vă spun și pe ce zonă am încercat să mergem. Sunt marea majoritate a copiilor care vor să joace fotbal sunt lipsiți de posibilități financiare. Și la celelalte cluburi, nu știu cum care este practica, dar noi am încercat să ne orientăm mai mult spre cei care nu au ajutor din partea societății și chiar am găsit, spre surprinderea noastră, și am rămas chiar surprins plăcut de ceea ce am găsit. Am mers printre blocuri, pe la școli, pe unde am putut și noi. Am făcut încet, încet, ne-am adunat copilașii și acum avem, v-am spus, avem trei grupe de copii. La cea de-a treia vreau să dăm drumul de acum din septembrie, din toamnă, să putem să intrăm într-un campionat de specific de vârsta lor. Și copiii vin la antrenamente, încearcă să muncească. Problema lor, mă uit acum că unii dintre ei au crescut, sunt 4 ani, poate chiar 5 de când lucrăm împreună și le trebuie din ce în ce mai multă atenție, le trebuie mai multă chiar și hrană, că este un lucru foarte, foarte greu de găsit la unii dintre ei. Deci hrana este foarte rară la unii dintre copii. Lucruri destul de dureroase pe care le subliniază dumneavoastră aici. Sunt multe povești romantice legate de tinerețea jucătorilor, unii celebri, știu, Rivaldo, care avea picioarele strâmbe din cauza foametei și drumului. Dar, dincolo de romantismul ăsta, cred că nu acesta trebuie să fie orizontul nostru de așteptare. Cred că trebuie să încercăm să închegăm ceva instituțional. Să nu încercăm să privim numai că, eu știu, către școlile franțuzești, olandeze de fotbal, dar putem lua și mai de aproape. O întrebare înainte de a face încă un pas în discuția noastră. Înainte să înființați Phoenix Alexandria, ați mai avut activitate în domeniul pregătirii copiilor? Da. Înainte să vin acasă, în Alexandria, am fost antrenor în Ungaria, la clubul Bekeșceava, acolo unde am și activat ca și jucător. Și am participat la un proiect în care copiii din tot județul erau selecționați, copiii care puteau să joace fotbal, erau selecționați, aduși la o școală în orașul Bekeșceava. Școala respectivă avea clase speciale de sport și atunci, în funcție de vârstă, intrau la clasele respective. Acolo, eu ca și antrenor, puteam să colaboram cu directorul școlii, cu președintele clubului, cu dirigintele sau diriginta clasei și erau, după aceea, copiii care veneau din altă localitate erau la internat unde aveau un profesor special care se ocupau de copii să învețe. Cât ați rămas acolo? Am rămas vreo 3 ani, după care m-am întors acasă. Urma să
să îi dăm drumul la următorul proiect la care am insistat foarte mult la conducătorii județului de acolo, pentru că acești copii erau duși până la clasa 8-a, ori problemele adevărate începeau de la clasa 8-a la clasa 12-a. Acolo copiii se pierd foarte mulți, iau contact cu orașul, cu fel și fel de probleme care există în societate și se pierdeau. Și atunci am fost la conducătorii și ai clubului și ai orașului și am discutat cu ei și vreau să-i dăm drumul la un proiect în care să ne orientăm pe clasele 9-12. De ce spun asta? Pentru că aveam posibilitatea să ținem foarte mulți jucători acolo, toți la grămadă și puteau fi mai ușor controlați. Știam ce mănâncă, știam aproape tot programul lor și e foarte important în creșterea copiilor. Programul e foarte important. S-a terminat experiența din Ungaria. Pun o întrebare, poate personală, poate nu. Dom'le, de ce v-ați întors? Au insistat... V-am mai întrebat și alții, dar... Da, nu sunt singurul care m-ați întrebat. Era un drum bun pe care plecasem, dar... Ați o carieră în spate. Problemele familiare m-au făcut să mă întorc, da. Domnule Răducu, e prima oară când ne vedem la chip. Am auzit unele lucruri despre Phoenix Alexandria înainte de a face luză numărul dumneavoastră de telefon și de a vă aborda. Ați răspuns din prima pozitiv invitație, ceea ce se întâmplă destul de rar, vă spun din experiența mea. Dumneavoastră sunteți alexandrean. Da, sunt alexandrean, ca să fiu mai explicit, sunt mai alexandrean ca alexandrean. La mine... inclusiv bunicii și chiar și străbunicii sunt alexandreni. Numai cel bunicul... Nu din... între fondatorii orașului, că nu e foarte vechi așa, să știți. Nici chiar așa. Dar, nu e foarte vechi. Așa, dar din partea maternă, bunicul meu din partea maternă este de lângă Arad, chiar de lângă Vama, la vreo 2 km. El chiar a avut inițial nume de ungur și după 1918 i-a schimbat numele în... La românizat. La românizat, da. Cum ați început fotbalul, domnule Răducu? Și dacă ați bătut mingea și pe la echipe din Alexandria? Da, am început fotbalul la vârsta de 10 ani, la clubul sportiv școlar, așa cum începeau toți din Alexandria, avându-l ca antrenor pe domnul... Sincer, scuze, mi-am uitat primul an, numele primului antrenor. E foarte de mult de atunci, sunt vreo 30 și ceva de ani, da. Și după aceea a venit Ungureanu Ristea, după aceea a venit Adrian Boingiu, Cristi Teodorescu a fost primul antrenor al meu, era și directorul clubului pe timpul ăla și după aceea a venit Ungureanu. De fapt, Ungureanu era la echipa mai mare, dar pe timpul ăla luau două grupe de copii, pe cea mai mare și pe cea mai mică și așa mergeau tot câte doi antrenori cu două grupe. Și am început să joc de la vârsta de 10 ani la clubul sportiv. Acolo am întâlnit foarte mulți colegi care mai după un timp am rămas prieteni, chiar și acum avem echipe în care ne întâlnim duminica la un joc de fotbal, dar tot noi foștii CSS-i de altă dată. Bine, acum cu alt fizic... Unii mai împliniți, alții mai slăbuți, așa cum ne-a lăsat timpul. Și e o mare plăcere ca după atâția ani, fiecare am plecat pe unde am plecat și să ne întâlnim după atâția ani, să putem să jucăm un fotbal care, de o oră și ceva atât cât ține, dar mare plăcere ne face să ne vedem. La rulment ați... După aceea, domnul Ion Catană, unul din foștii antrenori ai Alexandriei buni, Dumnezeu să-l ierte, m-a luat pe timpul când eram junior 2, că în momentul ăla am câștigat grupa de junior 2 care era la divizia C. Am fost la turneul final la Caracal și după turneul final am fost luat la echipa mare Alexandru, era o mare bucurie pentru mine că am fost promovat la echipa mare.
făceam antrenament cu ei, dar totuși jucam la juniori. După aceea am ajuns la Alexandria și ca jucător. Un an de zile, după aceea am plecat la Roșiori și de la Roșiori am plecat la, la Debrețin. Deci drumul de la Brețin, până la Debrețin a trecut, a început la Alexandria, a trecut prin Roșiori? Roșiori și... doar pentru că ați luat tren la Roșiori. Nu. Fotbalistic. Rova ce era atunci? Rova era... Rova activa Rova Roșiori, da. Reprezenta da, orașul. Și aici da. rulmentul. Nu era rulmentul pe timpul, automatica era. Automatica. Da. Vremuri interesante pentru fotbalul telormânean. Nu sunt nostalgii, dar erau mai glorioase decât cele de azi, cu siguranță. Da, sigur. Asta se datorează foarte mult și factorului financiar, dar... Contextul și, social era altul. Da, 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 da. Ați petrecut 15 ani în Ungaria. Aproape 15 ani. Aproape 15 ani, da. Ani în Ungaria. Cunoașteți cu deamănuntul mișcarea fotbalistică de acolo? O cunoșteam până am plecat. După aceea, acum s-au întâmplat multe. S-au mai întâmplat. Da, s-au întâmplat multe și... Multe lucruri. Ce era diferit în Ungaria față de România? Din punct de vedere fotbalistic, ce se întâmplă? La ungurii aveau mult mai multă determinare, după părerea mea, atunci. Asta era diferența între ei. Mai serioși, dar nu foarte talentați. Nu erau foarte talentați, dar erau foarte serioși și foarte determinanți în tot ceea ce făceau. Și ei tot timpul își au programat dinainte tot ceea ce fac. Asta mi-a plăcut foarte mult la ei. Și ca mod de gândire și ca mod de viață. Tot despre Ungaria. Încercați să mutați, nu munții, dar să mutați anumite lucruri în România, să schimbați, să construiți ceva. Aveți un proiect cu Phoenix Alexandria, un proiect cu fotbalul juniori, foarte interesant. Se încheagă el ușor. Dar e o inițiativă particulară, individuală. Trei oameni se strâng, Florin Răducu, Mircea Cristescu, doi oameni de fotbal, cu prietenul lor cu mai mulți bani, da. Florin Tetirișcă, da. Și pun un club. Care merge, nu merge, el se pare că merge. În Ungaria exista un proiect de țară în privința fotbalului? Deci ungurii au avut un meci Ungaria-Iugoslavia sau Serbia, parcă era, nu mai țin minte cum era atunci, în care la Budapesta au pierdut cu 7-1. Și atunci ungurii au spus așa, domnule, mai rău de atât nu se poate. Și din momentul respectiv au zis, haide să facem ceva pentru fotbal maghiar, pentru că deja am ajuns foarte, foarte jos. Și ei s-au gândit că cel mai bun cu ce pot să înceapă este fotbalul de copii și juniori, că de fapt asta e baza lucru care văd că la noi nu prea pune nimeni bază pe chestiile astea. Și, păi cum să începem? Au întrebat și au hotărât ca fotbalul olandez și în speță fotbalul de la clubul Ajax este cel mai bun fotbal de copii și juniori. Și atunci ei au hotărât ca să meargă din Ungaria câțiva antrenori la clubul respectiv, la respectiv Ajax Amsterdam. Au venit și de acolo antrenori aici, la Budapesta. Au venit și ne-au predat și nouă când am făcut școala de antrenori, chiar au venit niște antrenori de la clubul Ajax, au venit și ne-au predat, ne-au arătat și văd, eu chiar am spus atunci că e un proiect viabil și este de viitor, pentru că au început să se implice. La momentul de față, nu vreau să spun prostii, dar cred că au în jur de 15 academii gen Gică Hagi, ungurii. Și la ultimul meci care s-a jucat la Budapesta, fără spectatori, am observat, Gheorghe Hagi a fost prezent acolo și când s-a întors a spus că în câțiva ani ungurii ne pot spulbera. Cam de genul ăsta a fost declarația lui Hagi. Ungaria, da. Nu e o țară foarte bogată, nu se poate compara cu puterea financiară a Olandei, dar dacă vrei să poate, dacă te organizezi cum trebuie... Organizarea e cel mai important lucru, zic, cred eu, din fotbal. Dacă ești organizat și fiecare persoană știe drumul pe care drum trebuie să meargă, atunci totul, e mai greu să greșești. Dar când drumurile încep să se îmbine unul cu celălalt, deja se termină orice.
Avem un tânăr coleg aici în studio, l-am lăsat, nici apă n-a băut. Dacă focalizăm pe el, vedem că a rămas și paharul intact. Nici dumneavoastră ați fost foarte solicitat, am încercat să vă exploatez până acum. Adrian Alexandru Chiriță, Gabriel Chiriță, ai 15 anișori. Mi-ai spus că faci fotbal de 3 ani. Da. Nu ești alexandrean. Nu. Cum ai nimerit-o la Phoenix? Păi... Sau te-a nimerit Phoenix-ul pe tine? Nu. Am auzit de la un vecin de la mine de acolo că cunoaște un anumit antrenor. Și am spus să mă duc să încerc. Cu cât mai repede, cu atât mai bine. Da. Vecinul tău de unde? De unde ești tu? Din Orbeasca de sus. Tu ești din Orbeasca. Da. O calitate mare, dar mai greu cu fotbalul pentru copii acolo. Chiar foarte, foarte greu. Și ai venit la Alexandria. Care a fost drumul? Ai venit la Alexandria, ai dat probă. Cum a fost? Am venit direct și m-a întrebat pe ce pot joc și am început fiecare zi antrenamentele. Pe ce poți joci? Mijlocaș central. Mijlocaș central. La închidere sau la construcție? E mijlocaș central îl folosesc pentru că la echipa respectivă de 99-2000 nu aveam mijlocaș central, dar el este de mijlocaș dreapta, e de bandă. De bandă. Chiar și în anumite așezări poate să fie și atacant dreapta, dar cred că într-un sistem 4-4-2, ceea ce încerc eu să fac cu copiii, este mai ușor de explicat și de înțeles pentru copii. Prima dată sunt mai multe sisteme de joc, dar deja intrăm prea mult în... Intrăm în date tehnice, date tehnice deja... Da, dar pentru ei, la vârsta asta, este suficient, zic eu. Trebuie de aici încolo să învețe alte sisteme de joc. Dar el este de mijlocaș dreapta, de bandă. Alexandru, tu ești de 3 ani la Phoenix, ai cam văzut cam cu ce se mănâncă, ai văzut ce presupune fotbalul. La 15 ani ești încă eleva 8-a, 13-a, 9-a sau în ce stadiu ești cu tu cu școala? Trec a 9. Treci a 9-a, deci te așteaptă niște examene de evaluare. Da. Cât de curând, de evaluare națională, vrei să vii la liceu, presupun că la Alexandria. Da, da. Nu vreau să te întreb ce nu te ai, că nu-ți cer carnetul. Vei încerca să mergi apăsat pe calea asta fotbalistică a pregătirii fotbalistice sau vrei să le îmbini cel puțin deocamdată dacă tot vine Alexandria, ești mai aproape de club, să prinzi un liceu? Pe calea sportivă. Pe calea sportivă ești hotărât, așa? Da. Sau doar pentru că nu te-ai pregătit prea bine și acum ce să... Nu? Deci ești hotărât să fii fotbalist? Fotbalist profesionist? Da. Nu ți-e frică? E un risc teribil, te poți accidenta, eu știu, la... Nu? Nu. Ești băiat așa serios, da, care nu se lasă. Cum a fost întâlnirea cu lumea asta a fotbalului făcut sau care te pregătește să devii profesionist? Pentru că înainte de a intra într-un sistem de genul ăsta, nu te-am văzut jucând. Probabil că ai talent. Probabil că pe acolo, prin curtea școlii sau pe unde jucai tu, erai o mică vedetă. Venind aici, ai văzut sisteme, poziționări în teren. Cum e? Este o experiență foarte plăcută atunci când joci la o echipă serioasă. Serios. Da, nu te-ai simțit așa, eu știu, constrâns, domne, eu driblez, fac direct de capul meu și acum, uite, mă pune antrenorul. Ținând cont și de echipă, nu mi-am propus să fac. Pentru anul viitor, ce își propune Alexandru Gabriel Chiriță? Unde vrea el să ajungă? Ai vreun model? Printelor, mă, nu te întreb, dar așa, în general. Cât de mult pot. Cât mai sus. Cât mai sus. Unde vrei să ajungi? Liga 3 nu se ia în calcul, chiar dacă nu ne avem nicio echipă, să știi. Acum, e greu cu Liga 3. Să vă spun, am vorbit cu Mircea despre el, Mircea Cristescu despre el. Și îl treceți la FCM? Vreau să meargă, să, cel puțin să se antreneze cu cei mari, pentru că trebuie să prindă și el o experiență. Deja la nivelul lui, eu zic că este mult peste nivelul lui, dar făcând antrenament cu cei mari, își dă seama că de fapt mai trebuie să și muncească, să și se pregătească mai mult. E importantă și pregătirea fizică la copii. Nu mă pricep.
sunt în creștere, nici nu trebuie să abuzezi, nu trebuie să exagerezi. Nu, știi ce s-a întâmplat? Vorbeam de fotbalul olandez, Ajax, și v-am spus că am și eu licența B, am obținut-o în Ungaria. Și tot timpul ne spuneau profesorii și antrenorii care veneau la ore și ne spuneau: băi, copiii, nu trebuie să alergați. Poți să-i alergi cu mingea, dar nu alergați așa cum făceam noi pe timpuri. Făceam câte 5.000 de metri în timp, 10.000 de metri în timp, chiar și 15.000 de metri în timp. Până la 14-15 ani ne săturasem de alergare. Nu, acum alergarea este, dar este la alt nivel. Până la 14-15 ani, după 14-15 ani, se schimbă registrul. Și antrenamentele trebuie să fie diferite. Nu trebuie, cu siguranță sunt diferite după vârsta de 14-15 ani. În mod normal, un copil, când ajunge la vârsta de 18-19 ani, trebuie să știe cele trei sisteme de joc, ca în momentul în care își ia zborul la echipele mari, deja orice antrenor vine, trebuie să facă, să ia parte la sistemul de joc al antrenorului respectiv. Alea ar fi trei. Și care sunt cele trei? Ei, 4-4-2, dar 4-3-3 sau 4-3-2-1 sau... Dar astea sunt care se mișcă în funcție de, pe faza de apărare, pe faza de atacă. Deci astea... 4-4-2, am înțeles 4-4-2 că este universal. E mai ușor, e mai ușor de înțeles pentru copii. Marea majoritate pe asta se bazează. Acum, în funcție și de jucătorii pe care ei poți să aplici un sistem, aplici sau alt sistem. Faceți antrenamente la Nanov... Pe stadionul din Nanov. Pe stadionul, terenul din Nanov, da. Pe terenul din Nanov. Duceți copiii din Alexandria sau de pe unde veni la Nanov? Da, da, da. De ce Nanov? În afară că e aproape de Alexandria, să zicem. Păi, am încercat, pentru că nu avem teren. Am fost la liceul Rulmentu, acolo am făcut o perioadă de antrenament, terenul era cam prost, mă rog, au fost... Atunci, la momentul ăla, nu era terenul foarte bun. După aceea am încercat să aducem copiii. Copiii încă erau mici, nu erau pentru terenul mare. Jucam pe jumătate de teren și atunci am încercat să facem la sala polivalentă. La sala polivalentă era la clubul sportiv Telorman, director Florea Laurenți. Și ne-a ajutat ne-a dat terenul și am putut să facem antrenament acolo. După aceea, copiii au mai crescut, terenul a rămas mic și a trebuit să căutăm alt teren. Am fost și la terenul din cadrul strandului din Alexandria. Am fost și acolo, toată iarna am stat acolo, dar și datorită sumelor pe care le plăteam, dar și datorită faptului că ne trebuia și un teren mai mare, ne-am mutat la Nanov. M-am întâlnit cu Florin Titirișcă și cu domnul primar al Nanovului și am hotărât să colaborăm noi, să participăm cu o parte din copii pentru juniorii lor de la Nanov. Și acum, în ultimul timp, domnul primar de la Nanov mi-a propus să preiau și echipa mare. Care nu e într-o situație care, da, da. Să și vedem, vezi, bate palma cu... Pare că se construiește, se leagă ușor-ușor o colaborare care poate veni... Da, da, da. În mare... Frumosul, da. Începutul unei frumoase prietenii. Așa este, pentru și că... e nevoie de ambele părți. Da, da, da. Pe mine nu mă interesează foarte mult ce se întâmplă în spatele fotbalului, mă interesează doar ce se întâmplă pe teren. Și vreau să demonstrăm că și noi... cei care suntem dați ușor deoparte, putem să facem lucruri frumoase chiar fără banii orașului sau banii știu de unde. Așa, încet, în limitele posibilităților noastre. Încercăm să... Spuneați că erați într-o perioadă doi antrenori și un jucător. Așa am plecat. Ăla era un jucător fericit cu doi antrenori. Da. Personal. Da, da. Așa am început, da. La momentul actual sunteți căutați, aveți 60-70 de copii înscriși, pregătiți o nouă grupă.
cu banii stați rău, dar eu vă întreb, copiii ăștia plătește ceva la dumneavoastră? Nu, nu plătește nimeni niciun ban, nici la nici la club și nici în altă parte, nici pentru deplasări, deci pentru nimic, nu se plătește nimic la clubul nostru. Pentru că, v-am spus la începutul discuției noastre, ne axăm mai mult pe copiii ai căror părinți nu prea pot și nu au posibilități financiare să le dea copiilor. Acum, toți copiii vor să joace fotbal. Și dacă părinții nu au bani, atunci ce facem? De copiii ăștia nu se ocupă nimeni. Marea majoritate, nu vorbesc la nivel local, dar marea majoritate al antrenorilor stau și se uită să vadă copilul respectiv cu ce mașină vine, ce părinți au, ce... Pentru că circulă multe zvonuri, știți cum e, l-am băgat pe nu știu cu Tărescu, da. La noi nu se poate. Chiar am discutat asta cu o parte din părinți și spuneau, domnule, dar hai să dăm bani ca să nu mai... Nu, domnule, nu dați bani pentru că între copii se discută. Păi stai că, uite, ăla a dat bani și de-aia joacă, ăla a dat bani și de-aia joacă. Nu se poate așa ceva. Nu v-ar fi folosit niște bani acolo, mai ales la perioada de început. Este, dar nu poți să iei de la copii bani. Deci nu pot, așa cum niciuna am plătit la clubul sportiv și am făcut cantonamente, am avut echipamente, ne dădeau ghete, tenis, de toate. Pentru că, na, la clubul sportiv era finanțat de, nu știu, de oraș, de nu știu care era... Da. Al statului. Da. N-am dat niciun ban. Și nici cel puțin antrenorii n-au zis niciodată să, băi, hai să strângem 5 lei, cum era pe timpul ăla, hai să strângem 5 lei să facem nu știu ce. Nu, niciodată nu s-a... Nici nu s-a pus problema. Iar când am venit acasă din Ungaria în România și am văzut că unii părinți plătesc nu știu câți bani pe la cluburi, pe la antrenori, pe la... Deci am rămas uimit. Și, sincer să fiu, eram dezamăgit așa. Cum adică să cer bani la copii? Deci nu mi se pare normal să cer bani la copii. Asta niciodată. Copilul e doar un tranzistor către părinți. Dumneavoastră nu sunteți CSS. Sunteți Phoenix Alexandria, o inițiativă privată. Da. Sunt puține. Triumf, pe la Mavrodin, am înțeles, mai există Atletico Roșiori, care produce jucători și văd că începe ușor, ușor să, să țină. La ei altceva, ei, am înțeles că ei și percep niște taxe. Și vă spun cu sinceritate... Nu e nimic greșit, încă acum m-a surprins faptul că nu luați bani pentru că... Nu, nu. În mod normal, zic eu, ar trebui să iei o taxă chiar minimă. M-am gândit eu așa la 500 de mii, nu pentru bani, că nu ăia sunt importanți, dar... Să-i uniformizezi pe toți. Nu să-i uniformizezi, că unii pot să dea, alții nu pot să dea cu siguranță, pentru că știu situația lor familială. Vreau să dea bani, pentru că sunt unii părinți care nici nu știu că au copii la clubul sportiv Phoenix. Și sunt copii care sunt foarte, foarte buni. Și nu-i preocupă pe părinți sub nicio formă. Nu vreau să vină părinte la mine să mă întrebe sau să-mi spună hai că îți dau nu știu ce ca să joace cu... Nu la asta mă refer. Mă refer la faptul că nu interesează de copil. Păi stai mă, când îți pleacă copilul de acasă, o zi, două, trei, chiar nu te interesează. Bă, dar asta unde se duce? Măcar un telefon să dea să spună, domne, copilul meu a venit... Da. Am și am avut chiar și în Ungaria. Și în Ungaria am făcut o ședință cu toți părinții și le-am spus, domne, trebuie să vă intereseze copilul dumneavoastră, că dumneavoastră vă spune copilul că vine la antrenament, mie îmi spune că nu l-ați lăsat dumneavoastră și nu vine. Copilul pleacă în altă parte, măcar cel puțin din punctul ăsta de vedere să fiți aproape de copii. Nu pentru mine să mă vedeți pe mine, că n-am nevoie să mă vedeți și nu mă interesează, dar sunt părinții ai căror, copii ai căror părinți nu se interesează de ei. Și atunci cum să mă duc eu să cer la copilul ăla, să-i cer bani când părintele nu-l interesează nici dacă am de mâncat, nu mai spun vorba. Nu oferiți cantină și asta? Că nu avem posibilitate. Am discutat, da, am discutat să vedem ce posibilități avem pe viitor. Am vorbit cu Florin dacă poate să ne facă rost de... să ne cumpere un microbus, pentru că e foarte important. Dăm foarte mulți bani pe deplasare. Închiriem microbuze, mai cu mașinile părinților, mai cu aia, mai ne ajută, dar nu se mai poate, deja copiii au crescut și ne trebuie un microbuz neapărat pentru... mi-a spus că o să încercăm să venim de acum din vară sau în limita posibilităților lui, că vedeți că peste tot sunt probleme financiare. Par fi multe. Ne apropiem ușor, ușor de final. Încerc să sintetizez niște întrebări.
Cum stați cu echipamentul? Eu știu, mingile, ce să întreb dacă mi-a spus niște lucruri care m-au surprins. Da, cu echipamentul tot la fel, tot Florin ne-a asigurat echipament. Vreo 50 de echipamente ne-au dat. Am luat geantă pentru fiecare copil. Am luat, în geantă era training de prezentare, training de antrenament, foiță din aia de fâși pentru vânt, geacă de iarnă, fesuri, mănuși, le-am dat la fiecare copil. Unii au plecat, ni le-au adus, alții nu le-au mai adus. Asta este. Mingiile tot la fel, tot de la el. Când am nevoie de mingi, îi dau telefon sau ne întâlnim și îi spun să ne bage în cont niște bani ca să putem să cumpărăm mingi și tot așa. Deci până acum n-au fost probleme din punctul ăsta de vedere. Dar văd eu că cei mici, așa îi numesc eu mici, dar deja sunt, fac parte din grupa mare și au crescut, au ajuns acum în clasa 8-a, sunt alte probleme cu care le întâmpinăm și parcă sunt din ce în ce mai puțin bani acum. Le trebuie mai mult lor. Pe măsură ce cresc copiii, sunt ca și într-o familie. Ca și într-o familie, sigur că da. Alexandru Gabriel Chiriță, spun așa pe numele tău, sper să te mai văd, mulțumesc foarte mult că ai venit. Bine. Sper să te văd și pe teren, poate la Nanov. Să vă invităm cu siguranță. Clubul sportiv Nanov, locul 12 în Liga 5, cred că e cu piciorul în Liga 6, da? Nu, că am înțeles că s-au retras și să retrag să echipe. Rămână, să rămână în divizia. Da, să rămână în Liga 5. Tu cât vrei să mai rămâi pe la județ? Cam când crezi tu, după părerea ta, fără să-l întrebăm pe domnul antrenor care are o altă viziune asupra calităților tale, cât vrei să mai întârzii pe aici? În jur de 4 ani. Ai stabilit 4 ani? Pentru mine nu e mult, eu fiind foarte în vârstă față de tine. Încă 4 ani în alt sector nu e mult, dar ai 15, ar fi cam 19 ani. Cu nicio echipă la Liga 3. Acum modestia îl caracterizează, dar eu sper că în 2 ani de zile să facă pasul cel puțin la Liga 3. Cel puțin. Da. Pentru că am înțeles că de la anul, deja la Divizia C și Divizia B, se pare că o să... La Divizia C cu 2 juniori în teren și 2 sub 21 și la Divizia B, parcă să trei juniori în teren. Și e foarte, foarte bine pentru ei. Și atunci va fi șansa tinerilor jucători, șansa lor să intre, să, iasă, să aibă locul lor, să zboare. Va fi ca acele locuri speciale pentru olimpici la facultăți. Domnule, astea sunt locurile. Sau pentru minorități. Dacă ăștia intră, deci astea sunt locurile lor. E o șansă lor extraordinară pentru ei și numai ei să fie bine pregătiți, să vină la antrenamente, să fie corecți cu tot ceea ce fac. Să fie profesioniști în adevăratul sens al cuvântului și... Și organizați, ca ungurii, așa. Organizați. Ungurii nu sunt neapărat dușmani, pot fi și modele uneori. Da. Dar nu sunt dușmani. Nu, sunt niște oameni extraordinari. Partea politică e altceva, pentru că ei își fac prezența peste tot, dar nu are nicio legătură partea politică cu cei de acum. Alex, la ce echipă îți dorești să joci? Nu ești prea vorbăreț. Nu. Poate data viitoare. Foarte timid. Azi că pe teren contează un fotbalist, se exprimă pe teren. Părinții tăi ce zic de gândul tău de a fi fotbalist? Ei sunt de acord. N-au încotro? Da. N-au încotro. Nu te-au sfătuit să faci o facultate, eu știu, de educație fizică, să sport, să ajungi antrenor, să-ți continui? Te gândești bine, la 15 ani e cam prematur, dar un fotbalist trebuie să maturizeze mai repede decât ceilalți. Eu la 15 ani nu aveam nicio treabă cu băteam mingea ca și tine, dar nu mă gândeam să mă fac fotbalist. Dar viața de fotbalist este scurtă, se poate termina brusc. Așa este. Și atunci ai văzut la Ajax, la 19 ani, ești deja veteran, la echipa mare, poți să spui. Îți doresc multă baftă. Mulțumesc. Mersi mult că ai venit de la Orbeasca. Cu mare plăcere. Ai venit de la Orbeasca. A fost o plăcere pentru mine să te aduc aici, chiar dacă tu nu ești foarte vorbăreț, important e ca lumea să te vadă și să știi că există Alexandru Gabriel Chiriță, 15 ani, care vrea să fie fotbalist adevărat. Domnule antrenor, într-un cuvânt, Phoenix va merge mai departe? Cu siguranță va merge mai departe și o să se mai audă de echipa Phoenix. Acum, ce se întâmplă? Marea majoritate o să spună, da, dar iau bătaie peste tot pe unde să duc. Într-adevăr, luăm bătaie peste tot. Dar
rezultatele astea, zic eu că o să se uite și rezultatul principal este jucătorul în sine. Aveți aici un rezultat al muncii și activității noastre. Doamnelor și domnilor, atât pentru această seară. Am plonjat așa într-o lume mai puțin cunoscută, mai puțin vizibilă, nu tocmai glamour, nici glossy. Fotbalul juvenil, juniorii de azi, poate fotbaliștii de mâine, să le ținem pumnii și să fim cu ochii pe ei. Toate cele bune, dragi prieteni, mâine la ora 10 suntem în reluare pe Media Sud, de asemenea ne găsiți și pe sportsud.ro. Rămâneți cu noi, câteva minute încep știrile. La revedere!